Să iau cuvântul, nu o să luați loc. Bună ziua! Numele meu este Paraschiv Gabriel. Sunt desemnat ca fiind reprezentantul a instituției prefectului pentru ședința de constituire a comisiei locale din Comuna Corbasca. Doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule primar, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 355, din 20 octombrie 2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Corbasca. Pentru data de astăzi, de Sfântul Dumitru, 26.10.2020. Întrucât, din numărul total de consilieri, de 15, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău 225 din 14.07.2020 pentru Consiliul Local Corbasca, au fost validate mandate în număr de 13 consilieri, s-au constituit astfel condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri al căror mandate au fost validate de către judecătorie, sunt prezenți în număr de 13 consilieri. În continuare, îl rugăm pe domnul secretar general să ne prezinte care este cel mai în vârstă consilier, precum și doi dintre cei mai tineri, pentru a prezida această ședință. Având în vedere documentele depuse la dosarul de candidatură, cel mai în vârstă consilier este domnul Blănaru Mihai Emilian, iar cei mai tineri sunt domnii Ciobanu Costel și domnul Munteanu Mircea Mihai, pe care îi invităm să ia loc la prezidiu. Nu, domnul secretar. Ce-o spuneți dumneavoastră ca să se audă? Domnule președinte, vă rog să citiți dumneavoastră sau să desemnați o persoană care să dea citire încheierii judecătorești în care a fost validate mandatele consilierilor. Bună ziua, domnilor și doamnelor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată pentru a conduce această ședință de depunerea jurământului. Am să desemnez în persoana domnului secretar general al Comunei Corbasca să prezinte informarea de la judecătorie. Domnul secretar, aveți cuvânt. Mulțumesc,
O să dau citire încheierii Camerei de Consiliu de pe lângă Judecătoria Bacău, care la data de 16 octombrie 2020 a constatat în urma depunerii dosarelor pentru validarea noului Consiliu Local ales la alegerile locale din 27 septembrie 2020 13 consilieri care au fost validați de către instanță. Este vorba de domnul Blănaru Mihai Emilian, consilier ales pe lista Partidului Social Democrat, doamna Băbău Milica, candidat pe lista Partidului Social Democrat, doamna Vrânceanu Maria, candidată pe lista Partidului Social Democrat, domnul Apostol Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Ciobanu Costel, candidat pe lista Partidului Social Democrat, doamna Apușcășiței Gina, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Lăcătuș Ionel, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Dura Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Cișman Ionel, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Ciobotaru Vasilică, candidat pe lista Partidului Național Liberal, domnul Cișman Ionel, candidat pe lista Partidului Social Democrat, domnul Vrânceanu Costică, candidat pe lista Partidului Național Liberal, domnul Irimia Daniel, candidat pe lista Partidului Național Liberal, domnul Vrânceanu Costică, candidat pe lista Partidului Național Liberal și domnul Munteanu Mircea Mihai, candidat pe lista Partidului Uniunea Salvați România. Odată cu încheierea, instanța respinge propunerea de validare a domnului Ababi Costel Daniel și Pușcașul Iorgu ca prematur introdusă, invalidează mandatul de consilier local al numitului Pușcașul Andone Nicușor, candidat pe lista Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local, invalidează mandatul de consilier local al domnului Iene Daniel, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Asta sunt, domnul. Vă rog să citați în ordinea alfabetică. Deci, trecem la depunerea jurământului. Am să invit în ordine alfabetică consilierii validați pentru a depune jurământ. Domnul Apostol Gheorghe, vă rog să veniți. Vă rog să puneți mâna dreaptă, să vă dau așa, mâna dreaptă, da? Sau mâna stângă, pe Constituție. La inimă. Și să dați citire. Să țin mâna dreaptă. Subsemnatul Apostol Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunii Corbasca, jur județul Bacău, în conformitate cu prevederile din articolul 117 din alineatul 1 din ordonanța de vigentă a Guvernului numărul 57-2019 privind aprobarea codului administrativ actualizat cu modificările și completările ulterioare depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunii Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați. Semnați odată aici. Aici, nu? Da. Odată aici. Unul luați dumneavoastră, odată cu certificatul de rodeță. Să fie de bine. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Apostol. Vă rog pe doamna Apușcășiței Gina să vină să depună jurământul.
Subsemnata Pușcășiței Gina, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, actualizată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felicitări! Încă una. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Apușcășiței. Vă rog pe doamna Băbău Milica să vină să depună jurământul. Subsemnata Băbău Milica, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniată 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Următorul? Da, dumneavoastră. Urmează blanarul. Subsemnatul Blănaru Mihai Emilian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind aprobarea codului administrativ actualizată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Urmează domnul Ciobanu Costel. Ciobanu Costel. Subsemnatul Ciobanu Costel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizat cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Urmează domnul Ciubotaru Vasilică. Subsemnatul Ciobotaru Vasilică, consilier în cadrul Consiliului Local Corbasca,
județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind aprobarea codului administrativ actualizat și modificări și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări. Cișman. Urmează domnul Cișman Ionel. Subsemnatul Cișman Ionel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunii Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată și cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Eremia Daniel. Dura Gheorghe. Pardon. Dura Gheorghe. Dura Gheorghe. Dura, da. Am greșit alfabet. Nu-i nimic. Mâna pe Constituție. E mâna acum. Aici. Subsemnatul Dura Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată cu modificări și completările ulterioare. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și în puterea mea. Pentru binele locuitorului Comunei Corbasca, așa să-mi ajută Dumnezeu. Încă o dată. Asta le păstrez. Da. Citări. Mulțumesc. Domnul Irimia Dania. Semnatul Irimia Daniel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57-2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată, cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aici. Și aici. Lăcătuș. Urmează domnul Lăcătuș Ionel. Bine,
Subsemnat de la către Ionel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizat cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Primează domnul Munteanu Mircea Mihai. Subsemnatul Munteanu Mircea Mihai, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorului jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vrânceanu, domnul Vrânceanu Costică. Subsemnatul Vrânceanu Costică, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57-2019, privind aprobarea codului administrativ actualizat cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Consiliul și Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putințele și principiile mele pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. E mult de semnătură. Felicitări! Da. Și nu în cele din urmă, doamna Vrânceanu Maria. Subsemnata Vrânceanu Maria, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizat cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, potrivit articolului 118 aliniatul 1 din Ordonanța de Guvern 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local este constituit dacă numărul consiliilor locali care au depus jurământ este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătatea din numărul membrilor consiliului local stabilit de către consiliul local. Respectiv, un număr de 8 consilieri. Prin urmare, Consiliul Local a Comunei Corbasca este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. În continuare, îl rog pe domnul președinte să citească sau să desemneze o persoană care să dea citire încheierii judecătorești prin care a fost validat mandatul de primar. Deci, trecem la punctul 2 al ordinei de zi, depunerea jurământului de către primarul ales. Dau cuvântul domnului Eftimie Gheorghe, secretar general al Comunei Corbasca, pentru citirea încheierii din data de 12.08.2020 pentru validarea mandatului de primar. Încheiere în ședința Camerei de Consiliu din data de 12 octombrie 2020 în dosarul civil numărul 11705/80/2020 cu privire la propunerea biroului electoral al circunscripției numărul 26 Corbasca cu privire la validarea mandatului de primar al domnului Pușcașu Andone Nicușor. În urma analizei dosarului, instanța dispune și admite propunerea biroului electoral al circunscripției numărul 26 al Comunei Corbasca, județul Bacău, validează alegerea domnului Pușcașu Andone Nicușor cu domiciliu în Comuna Corbasca, satul Corbasca, județul Bacău, în funcția de primar al Comunei Corbasca. Rog pe domnul primar să vină să depună jurământul. Subsemnatul Pușcașu Andone Nicușor, în calitate de primar al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ actualizată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor acestei comune. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Îmi revine sarcina de a prezenta incompatibilitățile funcțiilor publice, așa cum prevede legea. Știți foarte bine că la depunerea candidaturii, fiecare dintre dumneavoastră ați depus declarațiile de avere și de incompatibilitate. Eu sunt dator să vă fac cunoscut că începând de astăzi, odată cu depunerea jurământului, aveți și obligații și una dintre ele este că calitatea de primar și de viceprimar sau funcția în general este incompatibilă cu funcția de consilier local, cu calitatea de comercian ca persoană fizică, calitatea de membru al unui grup de interes economic, calitatea de deputat sau senator. Iar funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de primar și viceprimar, este incompatibilă cu calitatea de funcționar public sau personal contractual
și este funcția de reprezentant al statului la o societate comercială. De la data de astăzi aveți 15 zile la dispoziție, în condițiile în care constatați personal că vă încadrați într-una din aceste categorii, să optați. Ori renunțați la funcția de consilier local, ori la cea de reprezentant în asociații, societăți comerciale și ce am spus eu mai devreme. Constat că în mare aveți mandate repetate, cunoașteți îndatoririle și obligațiile pe care le aveți și nu o să merg mai departe cu toate incompatibilitățile care sunt, pentru că le știți foarte bine. Eu atât am avut, vă mulțumesc. Mulțumim, domnul secretar. În încheierea ședinței, rog din consilierii care au depus jurământul să ia cuvântul. Cine dorește? Domnul Ciubotaru? Haideți aici sus la microfon, vă rog. Echipa lui, o echipă care s-a bătut, a câștigat și vă doresc mult succes în activitatea de primar. Nu este ușoară. Să fiți sănătos și să puteți duce mai departe ceea ce v-ați propus. Atât, da? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Ciubotaru. Estimă. Altcineva? Zic eu câteva cuvinte, dacă tot am venit domnul, la dumneavoastră. Haideți sus, sunt oficiat. Da. Veniți pe mine. Tot am venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim reprezentantului prefectului și a guvernului în teritoriu pentru faptul că a venit în Curbasca și ne-a ajutat astăzi să investim pe domnul primar Nicușor Pușcașu și să validăm Consiliul Local. Felicit pe domnul primar Nicușor Pușcașu pentru câștigarea alegerilor locale. Felicit de asemenea toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, pentru rezultatul obținut și pentru mandatele obținute. Dorința mea este să colaborăm, să lucrăm împreună și sper ca toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, să voteze toate proiectele bune pentru comunitate și să aibă obiecții doar acolo unde consideră că există proiecte care nu au legătură cu dezvoltarea și cu viitorul comunității. Noi, parlamentarii PSD, suntem alături de dumneavoastră, suntem alături de domnul primar. Cred că asta s-a văzut în ultimii 4 ani prin ceea ce s-a întâmplat în comuna Curbasca. Vom fi alături în continuare. Știu că domnul primar este dornic să dezvolte comunitatea. Știu că are în plan numeroase proiecte pentru comunitate. Știu că are în plan să atragă fonduri europene. Știu că are în plan să atragă fonduri guvernamentale. Și de aceea noi vom fi alături și vă urez încă o dată mult succes în activitate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat! Stimate domnule deputat, domnule Paraschiv, reprezentantul prefectului județului Bacău, domnilor consilieri, doamnelor consilieri, stimați cetățeni, vreau în primul rând să-mi permiteți să urez un sincer și călduros la mulți ani pentru cei care astăzi își sărbătoresc ziua numelui. Să le dea Dumnezeu sănătate și toate bune. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi în aceste momente emoționante, indiferent câte mandate de consilier local ai sau câtă experiență ai în administrația publică, este imposibil să nu fii marcat de emoția momentului și asta s-a văzut la toată lumea, inclusiv la mine. Este un lucru firesc pe care toți trebuie să-l trăim și pentru asta suntem oameni și de asta trebuie să ne comportăm ca atare. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi
suntem într-un moment în care, știu eu, putem face promisiuni. Este un moment în care ne angajăm. Ne angajăm să fim partenerii dumneavoastră, a cetățenilor, în viitorul mandat, pentru că fără cetățeni și fără auzul fin al cetățeanului care să ne trezească în fiecare zi interesul administrativ, nu putem funcționa. Și atunci o să fim partenerul noastră, vrem să fim parteneri cu toți factorii de decizie din Comuna Corbasca, cu directorii de școli, cu preoții, cu doctorii, cu toți cei care hotărăsc asupra sorții acestei comunități. Ca și principiul de dezvoltare pentru următorul mandat, mă bazez foarte tare pe exercițiul financiar 2021-2027 care stă să înceapă și credeți-mă că am și argumentele necesare pentru că Dumnezeu să mă ierte, negurii vremurilor care se arată nu sunt foarte, știu eu, optimiști din punctul meu de vedere. O să urmeze o perioadă grea, eu am avertizat lumea de la început să nu ne bucurăm foarte tare pentru că vremurile care vin nu sunt tocmai cum ne dorim noi să fie. Trăim în contextul unei pandemii nenorocite care vedeți că ne marchează pe toți. Suntem constrânși din anumite puncte de vedere, chiar și libertățile sunt constrânse din anumite puncte de vedere și trebuie să respectăm sfatul medicilor, sfatul specialiștilor, să avem grijă de copiii noștri, de bătrânii noștri. Și atunci, deci v-am spus, direcția pentru dezvoltarea următorilor 4 ani în Comuna Corbasca sunt atragerea de fonduri europene și, știu eu, buna gestionare a banului public. Vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți sănătoși, să fiți alături de noi, să ne înțelegeți când putem, să ne înțelegeți și când nu putem și să dea Dumnezeu să ne iubească, să iubească Corbasca așa cum o iubim noi. Sănătate multă să vă dea Dumnezeu! Mulțumim domnului primar pentru cuvintele spuse. Cu aceasta declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc pentru participare.